Cel mai frecvent mit legat de alimentația unei viitoare mămici este acela că trebuie să mănânce pentru doi. Vă rog să nu mâncați pentru doi, deoarece o să vă pomeniți cu un fat foarte mare sau dumneavoastră o să puneți foarte multe kilograme. Cantitatea de calorii în perioada sarcinii trebuie să se mărească cu doar aproximativ 300 de calorii. Un alt mit ține de băutul laptelui, care ar favoriza lactația, ceea ce e fals, deși lactatele trebuie să facă parte din alimentația femeii însărcinate. Adevăratele sunt bogate în calciu și consumul de calciu la gravide e puțin mai mare decât la negravid. Dar asta nu ar însemna că din produse de lactat trebuie de făcut un idol sau o obligațiune. Mâncați echilibrat și mâncați ceea ce dorește organismul. El singur vă șoptește. Accent trebuie să fie pus pe mâncare care e bogată în fibre vegetale, adică legume, fructe, de ce nu. Mesele unei viitoare mămici trebuie să fie mici ca și cantitate. Se recomandă ca dimineața să se înceapă cu un pesmete uscat sau un covregel. Prima mâncare ar fi urmată de un jumătate pahar de apă și încetășor, așa în creștere, 6-7 mese în parcursul zilei. Dar cum rămâne cu poftele? Faimoasele pofte de dulce, murături și mâncare nesănătoasă. Pofte nu poți evita, aici trebuie de apelat la creier și la rațiune. Sarcina este o situație care predispune la apariția unui diabet zaharat. Dacă este poftă de ceva dulce, mâncați un morcov. Ei, ce să spunem, mituri multe și nu toate demne de luat în seamă. Aceste mituri, de fapt, strică foarte mult din calitatea vieții gravidelor și în mare, mare parte nu sunt fondate absolut pe nimic. Din punct de vedere medical, nu au niciun fundament. Femeia modernă naște 1-2 copii, deci maxim 2 experiențe de această sarcină în viață și eu zic să nu trebuie să exagerăm cu sfaturi, cu restricții și în special cu medicamente. Așadar, mâncați sănătos, echilibrat și bucurați-vă de această perioadă frumoasă!